Bună seara și bine v-am găsit la un nou episod al emisiunii Adevărul Tulburătoare. În această seară, pornind de la cartea pe care vă arăt aici, Naționalismul și Europa Națiunilor, scrisă de domnul general în rezervă Mircea Chelaru, pe care îl salutăm. Bună seara și bine ați venit! Bine v-am regăsit! Trecut ceva vreme. Da. Vom vorbi despre Europa Națiunilor versus Europa Neomarxistă. Aș face introducere și aș spune că avem experiența... Sau mă rog, avem exemplul tuturor imperiilor care s-au desfășurat sub ochii noștri în ultimele mii de ani și știm că orice imperiu, pentru a putea supraviețui și pentru a putea să controleze un teritoriu vast, a recurs la câteva acțiuni menite să îi conserve puterea. Să luăm exemplul Imperiului Roman, pentru că rețeta Imperiului Roman s-a aplicat cam la toate imperiile. În perioada nu, maximă... Nu întocmai. Da. Dar putem spune că în perioada de maximă expansiune a Imperiului Roman, latinii, da, cei care au generat inițial tot acest proces de cucerire, erau minoritari. Poate că erau 5-10% din populația Imperiului Roman. Sigur că nu puteau să fie tot ei militari în toate zonele de operațiuni, nu puteau să fie ei la conducerea administrației tuturor provinciilor pe care le-au cucerit și atunci au permis, pe de o parte, accesul celor cuceriți în administrație, în armată, dar, ca să poată controla teritoriile cucerite, au făcut următorul lucru. Au luat bărbații daci, bine tineri și apți de luptă, i-au înrolat cu forța, sau unii s-au înrolat așa, i-au dus în Britania, în nordul Africii sau în alte părți, au adus în Dacia sirieni sau alte populații, au dus populații civile în altă parte, au dus alte populații. Adică toate imperiile recurg la o amestecare a populației în zona pe care vor să o controleze pentru a slăbi rezistența autohtonă și în felul acesta pentru a controla mai ușor. Dacă ne uităm astăzi la ce se întâmplă în Europa, și noastră ați marcat niște lucruri în această carte, asistăm la un proces de destructurare etnică și culturală a popoarelor europene printr-o migrație, nu mai e o strămutare de genul respectiv cu forța, dar sunt o serie de operațiuni foarte abil gândite care urmăresc amestecarea populațiilor în interiorul continentului european și în special aducerea unor populații străine din punct de vedere genetic, cultural, religios, de structura care s-a consolidat în milenii, în secole, în Europa. Ce spuneți despre acest lucru? Și dacă opinia pe care o am eu, că se aplică o strategie similară cu cea care a fost folosită de imperii, se susține din punctul dumneavoastră de vedere? Da, maceram acum toate sub întrebările sau sub ideile respective, trimiterea la modelul istoric este o tehnică de analiză și politologică, și sociologică, dacă doriți, și geopolitică, pentru că lumea de când e lume are același clișeu funcțional. Indiferent că a fost un grup, un pâlc, o ceată, un regat, un imperiu, toate aceste structurări în decursul dezvoltării umanității, ca și concept, dar ca și structură funcțională de existență, au avut două ținte. Am vrut să sintetizez, de aceea am fost foarte atent. Și chiar câteva zile în urmă aveam această discuție cu tot un grup de politologi. Iar concluzia este simplă. Tot ceea ce pune în mișcare și dinamizează țintele, voințele, scopurile, este captarea puterii și a bogăției. Două lucruri se urmăresc. Puterea, controlul populațiilor și spațiilor, de unde se extrag ce? Bogățiile. Sub diferite sale forme. De la aurul alb numit om, inteligența lui, puterea lui de creație, până la tot ceea ce oferă sol, subsol, înainte ținta era aurul
sarea, pădurile și partea agricol-zootehnică, ca să se întrețină armatele, imperiile. Astăzi lucrul a evoluat. Dar clișeul de existență, clișeul de gândire același. Puterea și bogăția. Marile schimbări ale istoriei, sau dacă vreți, punctele de reper în istoria umanității, nu este marcată de cât de bine a făcut nu știu ce preot într-un templu budist, ce superioară a fost cultura aztecă și a șamanismului de tip aztec. Nu astea sunt cele care se studiază. Ne lovim în istorie de bornele războaielor, a crimelor, a ocupărilor, a masacrelor, a rapturilor. Da, astea sunt reperele istoriei pe care le cunoaștem noi. Puneți și faceți exercițiu mental cu orice copil care cu asta începe. Era plicticoasă istoria, partea aia de istorie, când se vorbea de perioada de liniște a Moldovei sub Alexandru cel Bun. Atâta bunătate, legi noi, prosperitate. Bine, bine, dar bataia unde e? Ce a făcut el? De ce n-a fost Ștefan care să lovească? De ce n-a fost? Vedeți, dumneavoastră, există o explicație în toate. Există această eră a ultimei faceri, după Sfânta Biserică și calendar Valah, suntem la anul 7100, în care există doar civilizația violenței, a conflictualității, a acapărării. Toate preceptele religioase care au apărut, indiferent dacă a fost zoroastrismul, confucianismul, budismul, pitagoreismul înalt spiritual, creștinismul, iudaismul, cu trimitere la bunătate, egalitate, frumusețe, sunt tocmai intențiile sau, dacă vreți, efortul umanității rafinate, spiritualizate, inteligente, de a bloca acest reflex barbar, acest reflex criminal al violenței, al conflictualității. Asta este opozabilitatea între un model de gândire astral și alt model de acțiune teluric, aproape sălbatic. Mi-a spus despre Imperiul Roman. Aici sunt tehnici de a administra în preluarea puterii, întreținerea ei și upgradarea ei, ca să folosesc, augmentarea ei, adică consolidarea ei. E ușor să iei puterea, e greu să o întreții și să o mai ridici la un rang, la un rang de binefacere. Apropo, asta o spunea Aurelius, marele Aurelius, Marc Aurelius. Am puterea, știu ce să fac cu ea, dar n-am posibilitatea de a o duce mai departe în modelul meu. Pentru că preluată fiind, ea își schimbă și țintele și modalitatea. Și o putere care este de regulă coercitivă și intenționat să fie protectivă, devine o putere destructivă și opresoare. Aceeași putere. Cu aceleași instrumente statale, cu aceleași instrumente instituționale. Depinde ce este în toți capul... Toți câștigătorii celor... revoluțiilor devin antirevoluționari. Toți câștigătorii revoluțiilor în primul rând își execută revoluționare. Pentru a nu avea ce? Contra argumente și partide la ideile inițiale. Pentru că revoluțiile se adaptează pe vechile structuri, îi se spune astăzi establishment, care procesează prin oamenii care stau în alveolele structurate ale instituțiilor, același model a unei societăți liniare. Trecerea de la societatea liniară la societatea deschisă, începând cu 1945, Popper avea să scrie o carte, cu e frică de societatea deschisă. Și de acolo a început o întreagă evoluție ideatică a umanității, care a dus la Europa de astăzi. Această intenție de după al doilea război mondial, de a trece de la totalitarismele post-prim război mondial,
În toate zonele au fost totalitare, că a fost a lui Stalin, a lui Hitler, că au fost a lui Churchill, că a fost mâna forte, militarizată a Americii, care s-a dus către al doilea război mondial și mai departe, s-a simțit nevoia să se iasă din această sferă și să facem o societate deschisă. În ce sens deschisă? Nu cu porțile deschise, cum se înțelege astăzi. O societate deschisă într-o dezvoltare spirituală, așa cum spune Popper, în care economicul a avea să treacă pe locul 2 și să punem în față ceea ce ne unește, adică ceea ce întreține umanitatea în interiorul condiției umane. Aveam să exprim undeva că la ora actuală, și probabil că dumneavoastră o să ați găsit în carte, suntem într-un proces de abuzare totală a condiției umane, procedeile în principal non-educaționale sau anti-educaționale, înțelegând prin educație sensul pozitiv al condiționărilor etic-comportamentale ale omului, fac din om un simplu bagaj anatomic tot mai animalizat. Și am afirmat și o afirm și aici, și mă bucur că am această ocazie, dragul meu, să spunem că trebuie găsită soluția la nivelul conștiințelor mondiale să reumanizăm umanitatea. Un model ar fi undeva. Este foarte interesant acest lucru, pentru că, iată, în Europa, așa cum a spus și dumneavoastră, chiar și dacă lumea europeană se gândește la bunăstarea, este bunăstare materială. Da. Este verbul a avea. Nu sunt interesați la a fi. În Bhutan, probabil că știți, da, există un minister al fericirii. Acolo populația este evaluată pe cât de fericită e. Aia este ținta. Scopul statului este să asigure fericirea, care poate să se manifeste foarte bine și în condiții materiale nu atât de... Da, nu. Deci aici este o chestiune pe care mulți o speculează acum și fiecare preia și e bine că ați în discuție. Nu există un termometru, o măsură gradată a fericirii. Sigur. Stările pe care le trăiește un om sunt direct proporționale și tangibile în domeniul fericirii în funcție de propria inserție spirituală, de propria înțelegere a satisfacerii interioare a unor nevoi. Unele, că bă, sunt fericit că mi-a luat o mașină nouă. Altul este fericit că în grădina lui, amenințată de secetă, i-au ieșit toate florile. Altul este fericit că i-a intrat copilul la facultate. Altul e fericit că a ieșit din închisoare. Vedeți, dumneavoastră, reperele sunt la fel de infinite ca toate stările oamenilor. Nu poți face o cuantificare. Ceea ce trebuie la nivelul unei societăți, apropo de acel minister al fericirii, bineînțeles că e mai mult un minister metaforic, este de a realiza, nu prin contractul social al lui Jean-Jacques Rousseau, ci prin modelul de viață, acea armonie, acea consonanță a înțelegerii și a dispariției stării de constrângere, de teamă, de frică. Asta nu se poate face decât numai și dacă cel care intră în sistemul social percepe, conștientizează că n-are cum să fie într-o stare de teamă când calcă o lege sau alta atât cât le cunoaște și, doi, atât timp cât acestea nu sunt represive, ce sunt corective. Noi nu avem legi corective în țara asta. Avem numai legi represive. Legile principale, ați adus aminte de civilizația veche a dacilor. Există o anumită carte publicată la Timișoara în 1996, în care adnotările ale respectiv ideile prin care Traian spune acum să se facă o anumită metopă, sunt publicate bucată cu bucată, metopă care era făcută de către grupul de sculptori sub bagheta lui Apolodor, astfel încât să rezulte cât mai clar momentul acelei lupte. La un moment dat avea să fac următoarea afirmație, căci nu am prins nici unul din acei înalți preoți. Noi am vorbit de ei, dar niciunul n-a căzut
prizonieri, căci ei preferă suprema jertfă, neputând să renunțe vreodată la libertate. Iar legile lor erau făcute la lumina zilei și se numeau legile cele bune ale bunătății sau legile blajine. Am avut o revelație extraordinară. Suntem singurul popor care avem Paștele Blajinilor. Avem cuvântul blajin care, printr-o asociere, hai să spunem, de similitudine, de consonanță, s-a trecut de la legile blajine la legile belagine, legile frumoase. Ei, nu, legile blândeții, a bunătății, a îndreptării omului. Astea au fost. Și, întorcându-ne înapoi, pentru că ajungem la această Europa disarmonică, armonia socială înseamnă și solidaritate, și respect reciproc, și respect de sine, și înțelegerea libertăților care îți impune autorestrictivul, că libertatea mea trebuie să sfârșească acolo unde încalc libertatea dumitale. Dreptul meu nu trebuie să exceadă libertățile dumitale și viceversa. Ori acest lucru înseamnă să refondezi patul generativ a unui sistem educațional umanist profund, nu de tip economic sau corporatist, să transformăm oamenii doar în instrumente anatomice de producere a valorii adăugate, fie că este de strictă inteligență sau de muncă brută. Acest lucru, și ne întoarcem exact, este mare eroare a captatorului de bogăție și de putere. Imperiile s-au constituit folosind ce? Tocmai acei oameni care știau să controleze spațiile și masele, populațiile zonelor cucerite. Imperiul Roman niciodată nu a impus legile Romei în spațiile cucerite. În Iudeea au funcționat legile iudaice, pe mai departe. În Asiria și Sirii, legile sirieni, în Egipt, legile asiriene. Pe ea interesat ca cei oameni romane să accepte ce? Da. Administrația romană. Nu era politică. Politica se făcea la Roma între senatori. Da. Administrația romană avea două elemente. Liniștea socială acceptată sau impusă prin forță în zonele respective și captarea acelor tipuri de bogății despre care am făcut vorbire. Unde? Către metropola centrală, pentru ca grupul de putere să-și manifeste, să-și amplifice puterea armată pe de o parte, să producă model civilizațional de urmat. Asta e foarte important. De ce unele provincii au copiat? Pentru că există o atracție. În spatele, dincolo de frontierele romane, foarte mulți au acceptat să slujească Imperiul Roman ca și federați, în soldat Romei, mai ales vizigoții sau ostrogoții sau chiar parții la un moment dat, până să intre în conflict cu Traian. Pentru că modelul civilizației superioare față de periferie este o chestiune de atracție și de miraj. Că omul întotdeauna a avut cea mai grozavă imaginație asupra legendei, asupra senzorialului superior. Și când a văzut că acest lucru s-a întâmplat la Roma, i-a recunoscut puterea civilizațională sau civilizatoare. Roma n-a exportat civilizație înaltă, nici spiritualitate. Roma a exportat tehnologie de administrație, model de ordine socială impusă și trecerea în, cum se spune, în rânduiala Romei după legile ei administrative. Am urmărit atent și am reluat cartea lui Jesus Pardo, respectiv Io Marcus, despre modul cum gândea Traian organizarea și ținea sub control a Romei. Și el spunea așa: niciodată nu am să le neg zeilor, niciodată n-am să le iau libertățile. Sunt liber să se nască, să moară, dar să muncească pentru Imperiul Roman. Simplu. Napoleon Bonaparte, în momentul când a plecat în marea ofensivă asupra nordului Africii și au fost renumitele bătălii ale piramidelor, a Egiptului, a Damascului, la un moment dat, intrând în toată zona Iudeei până către, că el vrea să ajungă la Bizanț, pe partea sudică,
unificând Roma cu Bizanțul și în felul acesta el gândea că are marele imperiu care trebuia să răspundă necesităților. Avea să spună așa ceva la o întrebare: dar ce te faci cu religiile lor? Că tu trebuie să fii ca și împărat, ca și conducător și capul acelor biserici, că așa este în Orient. La care a răspuns: dacă e nevoie, mă fac și iudeu, și musulman, și creștin în același timp, ca să pot aduce armonia între aceste popoare. Deci nu e problema de credință și de tehnologie, de ipocrizie până la urmă, dar care să intre în ce? În așteptările mulțimilor popoarelor pe care tu le-ai venit să le controlezi. Și acum revenim la situația în care ne găsim astăzi, ca să mai avem 7 minute din prima parte a emisiunii. După decenii de avânt progresist în Europa, de control aproape total al direcțiilor din Uniunea Europeană, exercitat de adepții progresismului, care în realitate este un neomarxism cultural, cum vreți să-i spuneți, da? Astăzi descoperim că o contrareacție a unor forțe politice din Europa, aici vorbim, ca să dăm cazul Italiei, unde Mișcarea 5 Stele și Liga Nordului, în urma alegerilor, din urmă cu nu foarte mult timp, controlează Italia și au o politică antisistem. În Franța, Franța este dovedită weekend de weekend de vestele galbene, care, iată, surprinzător, sau nu este deloc surprinzător, primesc sprijinul forțelor politice italiene care conduc Italia și creează un conflict diplomatic cu Franța, dar pe italieni nu interesează, pentru că conducerea actuală a Italiei și-a exprimat cât se poate de clar adversitatea față de Macron și de politicile sale. Avem, pe de altă parte, un Orban, primul ministru al Ungariei, care se plasează de asemenea într-o opoziție clară și fără echivoc față de politicile migraționiste ale Europei. Avem grupul de la Visegrad, sau cel puțin o parte din aceste țări, Polonia, Cehia, Slovacia, care comunică între ele, au creat un front comun și se opun politicilor de tip neomarxist, progresist la nivelul Europei. În România nu avem nimic, din păcate, nicio forță politică care se află în Parlament nu și-a exprimat punctul de vedere clar în favoarea unor politici conservatoare. Totul este așa, o atitudine duplicitară în cel mai fericit caz. În ce situație se află Europa astăzi? Pentru că, spre exemplu, George Soros, unul dintre promotorii ușilor deschise, unul dintre promotorii viziunii progresiste la nivel global, este foarte alarmat într-o serie de articole care au apărut în presa internațională, dar și în presa românească, reclamă faptul că Europa pe care o visează el se află în pericol și, bineînțeles, că forțele care se opun acestei viziuni sunt populiste și extremiste, că când ai butoanele și controlezi media, poți să spui ce vrei. Da. Albul e negru, negru e alb. Da, dragă, mă rog, sine. Ar trebui să lămurim câteva lucruri din tot ceea ce înseamnă, nu întrebare, ci o expune, o introducere non-divagată în starea Europei de astăzi. Făcut trimitere la Liga Nordului, la 5 Stele, la ce se întâmplă în Franța, în alte țări, termenul acesta de luptă sau partide antisistem. Este antisistem împotriva sistemului italian? Vestele galbene sunt împotriva sistemului francez? Alegerile de atâtea ori aproape scăpate din mână din Austria sunt împotriva sistemului austriac? În Polonia? În Olanda? Care sistem? Vedeți dumneavoastră aici? Toată lumea spune, și în România apare un partid antisistem. Păi nu împotriva unui sistem al românilor, nu împotriva unui sistem al Franței, a Italiei. Asta este tocmai esența recuperării, că noi asta am făcut în această carte. Am recuperat teoria și normele naționalismului ca valori ale națiunilor. Iar
Când în 1949 s-a pus problema generării unei uniuni europene, nu numai în domeniul oțelului și cărbunelui, acelor șase, în urma pactului, sau dacă vei, tratatul de la Roma, ci a unei soluții politice ulterioare în care aceste națiuni, care au fost în coliziune, să devină convergente și ulterior, lângă ele, alte națiuni se devină emergente. Era vorba de Europa unor națiuni convergente și emergente. De la Europa economicului, dintr-o dată, după Maastricht, s-a ajuns să se pună o plapumă, o maramă politică. Când transform economicul în instrument politic, asta înseamnă corupție generalizată. Asta cred că să explicăm puțin oamenilor de ce am ajuns aici. Ca să se producă acest lucru, în teoria controlului financiar al lumii, prin oamenii desemnați în puncte de cheie a unei rețele sistemice transnaționale și supranaționale, de la Washington, Toronto, Londra, Paris, Berlin, până departe, aproape de China, această rețea suprasistem, când spun suprastatală și suprasistemelor statale, funcționează în interiorul organismelor sistemice ale statelor. Da. Prin oameni cultivați în serii de două generații educaționale, aproape 50 de ani, de a ocupa aceste posturi și a produce un anumit soi de gândire și acțiune din punctele de decizie cheie ale națiunilor. Ăsta este ceea ce rezultă cu claritate. Cine demască acest lucru? În primul rând, mișcările de recuperare a suveranității statelor. Așa zice, suveraniștii. Și eu fac parte dintr-unul de cei care lupt pentru redobândirea suveranității deciziei politice în destinul națiunii române. Apoi, descoperind că acest sistem care este supranațional, suprastatal, dar funcționează intrasistem național, se numește establishment. Establishmentul nu este numai în America. Trump identifică această stare de lucru cum? Păi el a făcut parte, domnilor. Eu îl cunosc pe Trump din 1996, într-o misiune de-a mea în Statele Unite, la invitația lui John McCain, a venit și el, era om de afaceri, am stat de vorbă preț de 20 de minute, era tânăr, frumos, înalt, roșcat, irlandez 100%, l-am identificat, am făcut câteva glume și am spus, dragă Doni, sigur ești din neamul dacilor. A început să râdă, da, eu știu că am rădăcini vechi. A fost o discuție simplă, dar acest om a intrat în toate mărântaile, în toate infuziunile umorale, dar umor negre, ale sistemului care, și acum revenim, nu a mai dorit un imperiu în interiorul unor granițe delimitate politic, ci a unui imperiu universal. Acest imperiu universal, v-am dus în aproape, mai ales pentru iubiții noștri. Pentru, ca să continuăm discuția, va trebui să facem o pauză publicitară, din păcate, și continuăm de la ideea asta cu imperiul universal. Bine. Dacă considerați că mai important acum ceva de spus foarte scurt. Nu, ne oprim aici, am răbdare. Și continuăm cu... Am răbdare că toate ideile sunt bine structurate și știm cum trebuie să le demontăm. Revenim în câteva minute, vom vorbi despre acest imperiu universal la care face trimitere domnul Chelaru, dar și vom intra în detaliile mișcărilor politice și ideologice din sânul Europei de astăzi și care sunt șansele celor care sunt suveraniști, care au o viziune conservatoare, care vor să păstreze identitatea națiunilor, să aibă succes în potriva ideologiei neomarxiste, care are în spate probabil 80-90% din presa europeană și mondială. Prezența lui Trump de partea suveraniștilor este un element care înseamnă enorm în această ecuație. Revenim imediat. Da, totuși nu ne grăbim. Da.
Am revenit și continuăm împreună cu domnul general Mircea Chelaru discuția despre Europa neomarxistă versus Europa națiunilor. La sfârșitul primei părți, domnul general Mircea Chelaru a ajuns cu discuția la Imperiul Global. Tot istoria ne-a arătat că în toate epocile au existat imperii. Întotdeauna cei care au condus imperiile și-au dorit mai mult, și-au dorit, fiecare a visat să controleze dacă se putea întreaga lume. Iată că astăzi acest lucru este posibil. Iar astăzi războaiele nu se duc numai cu arma, se duc cu ideologia, cu mass media și cu puterea economică. Astăzi corporațiile, cartelurile formate de corporații sunt de fapt adevăratele imperii, imperiile moderne, care au în fața lor instrumente politice, instrumente media, au totul și acolo din spate acești finanțiști, acești mari bogătași ai lumii, implicați în politică, implicați în toate domeniile sociale, visează acest imperiu global. Despre ce este vorba? Ne întoarcem puțin la prima idee care am explicat-o, să intru în partea generală. În consecință, suntem cu acest suprasistem național, suprastatale, infiltrat, dacă vreți, înseminat, cum spun eu, cu elemente individuale sau structuri colective, de la structurile civice până la cele economice, atât pe economia orizontală cât și pe cea verticală, de aceea unii încep să spună, hai să găsim soluția economiei circulare, poate ieșim din cercul vicios, care, pe baza unui algoritm și a unui model de gândire, produce uniformizarea deciziilor, obligativitatea deciziilor, care produc uniformizarea acestora în întreg mapamont. Vorbeam despre cele două repere majore, care sunt controlul puterii, gestionarea puterii, managementul ei în interesul protecției grupului care are instrumentul puterii și partea a doua, bogăția. A spus aici cu omul cu economică. Nu. Omul nu mai percepe economia de familie, economia personală. Necesitatea omului modern de astăzi, și aici au lucrat perfect cei care au produs această rețea, pentru că fiecare stă cu paiul la sursa de internet, de acolo se adapă. Cele două mari necesități a omului din ziua de astăzi sunt banii și informația. Ca să poți să-l faci dependent, trebuie să controlezi banii și informația. Informația se controlează prin mass media, care toată devine încorporată, înregimentată în aceleași clișee. Dacă ați observat, nu există televiziune care să emită o informație de rang strategic într-o altă formulă, de interpretare proprie. Nu. O emite, că așa este deontologia celor care procesează, nu cei care stau și vede pe ecran, nu cei care fac frumos pe sticlă. Au casca. Sunt vorbitorii de cască. Chiar și dacă o ia ras la undeva, se oprește și revine exact în interiorul corecturii din culise. Culisele varietăului este ocupat de această rețea uriașă, pregătită în cele două generații educaționale, prin diferite fundații. Eu, ca și om care m-am ocupat o perioadă serioasă de timp de identificarea parametrilor de lovituri de stat soft, tehnica loviturilor de stat, în sistem, atenție, acceptabil. Se produc loviturile de stat, statul își schimbă atitudinea, administrația și modelul de lucru cu cetățenii săi, benesimțite, rafinat și te trezești din dată într-o altă lume. Nu ți se pare că trăiești într-o altă lume? Ei, această tehnică a loviturilor de stat, de la lovitura dură, pe care o analizează Curțiu Malaparte în lucrările sale din 1934, și astăzi este interzis ca lucrarea sa, a căpătat o formă a procedurii și tehnologiei incorpore subliminale. Încep să devii ceea ce spune altul despre tine că ești.
Nici nu-ți dai seama. De 20 de ani, de 30 de ani, românii sunt hoți, corupți, urâți, pare a Europei și tot ce este negativ în această lume, de la violatori, spărgători, ceșători, până la incapabili să se autoguverneze, fapt pentru care cineva trebuie să se separe de noi, s-a indus. Și ușor, ușor începem să acceptăm. Știți de unde vin? Și nu numai noi. Da. Rețineți, nu numai noi. Așa s-a indus și în societatea franceză. Așa s-a indus în cea italiană. Dar numai... știți, aici este foarte grav. Purtătorii principali ai acestui mesaj sunt intelectualii de nivel mediu din România. Nu există intelectual de nivel mediu. Nu. Sunt cei care au cedat. Aș vrea să spun un termen mai puțin elegant, că au pus botul. Nu. Au achiesat. Și aici am să vă spun o chestie interesantă, care trebuie să o discutăm. Au achiesat la aceste idei, care aparent sunt fabuloase. Ele sunt atractive. Libertatea omului, libertățile absolute ale indivizilor, relația între statul minimal și statutul omului în demnitatea sa sublimă, de la liberalism la libertinaj și așa mai departe. Toate aceste lucruri prind, ușor, ușor, iar unii dintre intelectuali care s-au năimit, plătiți cash. Neapărat, unii sunt, nu toți, dar unii care sunt centre de influență, deci da, agenții de influență directă, de credibilitate, produc această împrăștiere a ideilor malefice, ele neștiind că produc ce? Domnule, produc malformații educaționale, un fel de cancer, un cancer malign, metastaze sociale educaționale. Foarte, foarte important acum, dacă îmi permiteți, mai avem mai puțin de 15 minute și n-am intrat încă în unele specificități legate de ce se întâmplă de astăzi. Bun, astea sunt generalitățile pe care omul le înțelege, dar să intrăm puțin și în concret. Ce se întâmplă în Italia, în Franța, mișcările acestea, care e perspectiva lor asta la viitoarele alegeri europarlamentare? Împotriva acestui tip de sistem, de establishment, se ridică ce? Anumite conștiințe singulare, de grup, formalizate acum în mișcări naționale sau în partide politice, vezi ce se întâmplă în Europa, la care faceam trimitere, care constată ce? Constată că elementul de autenticitate, de identitate, nu neapărat naționalistă, că națiunea este o stare de conștiință. Națiunea nu există. Poporul înseamnă mulțime, națiunea înseamnă conștiință. Oamenii aceștia descoperă că valorile în care au crescut părinților, la treilea nivel educațional, se produce întoarcerea. De aceea Moise și-a purtat triburile 40 de ani prin deșert, până când generațiile pe care el le-a scos și le-a considerat păcătoase și spurcate, au dispărut și au trecut dincolo de Iordan. Cine? Generația de după 40, ultima generație nou creată, cu toate valorile luate din table. Iar el, cu cei rămași cu sine, care încă nu au supraviețuit acestui drum, a rămas pe muntele Nebo spunând: eu rămân aici cu aceștia să nu spurcăm Pământul Sfânt. Asta este o lege a lui Dumnezeu. Europa a uitat de legea lui Dumnezeu. Europa celor care vor ce să facă? Să distrugă nimbul dur al identităților, pentru că identitățile nu pot fi conduse uniform. Pentru a uniformiza trebuie să spargi esențele și miezul dur, repet, al identităților naționale. De aceea, naționalismul a căzut în desuetitudine și este un peiorativ grav. Cineva inconștient și criminal, știm și numele și prenumele, l-a introdus ca pericol la adresa securității naționale în legile care așteaptă să iasă acum, legile siguranței naționale care să iasă pe piață. Naționalismul. Da, naționalismul alături de antisemitism, de grupurile criminale transfrontaliere, de traficul de droguri, de persoane, naționalismul este considerat un atentat și vulnerabilitate gravă la adresa securității naționale.
Și e data viitoare, îmi pare rău că n-am știut că ajunge aici, că aduceam și proiectul de lege. Bun, și atunci care este alternativa? Bun, patriotismul... Cine a făcut treaba aceasta? Cine? Un individ penetrat până la nivelul prezidenției României, care a produs acest document. Iată cum lucrează sistemul infiltrat, establishmentul, pe care Trump îl spune clar. Acesta trebuie distrus, pentru că dacă noi vom cădea sub dominația acestei conduceri mondializate pe care încă nu o știm, așa spune el, încă nu o știm, atunci America nu mai poate fi niciodată first, va fi subordonată acestui guvern uriaș. Și lupta a început. Modelul dat, transferat ca o vibrație consonantă în cutiile de rezonanțe naționale, este replica Europei. Atunci când Kennedy a spus ceva similar, la scurt timp după aceea a fost asasinat. Da. Că el a subliniat exact așa, că există organizații secrete care dețin puterea financiară și mai departe și care ne controlează viața și mai departe și la scurt timp astăzi, a dispărut. Astăzi se lansează o carte, e voie să-i spun numele? Da. Europa în colimator, a celui fără de 5 ani 100, generalul Radu Teodoru, în care, într-o formă incredibilă, dă răspunsurile absolut la toate aceste întrebări. Cine este rețeaua care controlează, deci al doilea network, care controlează lumea? A băncilor, cu aceeași regulă, atenție, regula fundamentală care gestionează funcționarea tuturor băncilor din lume este Banca Mondială. Deci absolut, dacă este banca BCR-ul sau este Transilvania, sau ele trebuie să funcționeze după același model, care răspund la aceeași comandă, la același tip de curs, care dacă se prăbușește la Hong Kong, eu trebuie să suport în România. De ce? Pentru că este în rețeaua de păianjen a băncilor de care omul are nevoie. Sclavagismul financiar este practica aplicativă, arma directă care întregește sclavajul ideologic. Ca să pot să fiu un cetățean al Europei, eu trebuie să mă dezic de românism. Neînțelegând că nu pot să fiu un bun european până n-ai o identitate românească consolidată. Pentru că dacă eu am conturul identității, am și mândria pe care eu trebuie să o păzesc. Nu să devin un brigand, no name, no better land. Pentru că mai am puține minute, două, trei întrebări la care să-mi spuneți foarte scurt ce crezi dumneavoastră. Pe baza informațiilor pe care le avem acum, a mișcărilor din Franța, vestele galbene, a implicării puterii italiene în susținerea vestelor galbene pentru viitoarele alegeri europene, credeți că Macron va supraviețui în următorii 2 ani la putere în Franța sau ideologia lui, partidul? Franța la ora actuală este în rebeliune civică. Poporul francez a produs marile ideații și revoluții ale Europei. Să nu uităm treaba aceasta. Este un popor activ și neiertător. Macron va fi menținut în sistem ATI, respectiv în terapie intensivă, cu toate cordoanele și umbilicalele Rothschildilor la care el a funcționat. Masa de manevră, atenție, în Franța nu sunt vestele galbene. Masa de manevră sunt noi așezați. Migranți. Da. Și să nu uităm că schimbarea ponderii votului, de aceea se accelerează acum și Macron accelerează împământenirea, darea rapidă a cetățeniei într-o procedură scurtă. Pentru că ăștia sunt votanții lor. Pentru că ăștia sunt votanți. Nu vă supărați, dar Sarkozy de cine a fost votat? Exact aceeași lucrare în care cineva a spus, până acum spuneam, Allez le bleu! Asta era strigătul pentru echipa franceză, da? Mergeți înainte, albaștrilor, Allez le bleu! Acum în derâdere spune Allez le noir! Ce a ajuns Franța? Sursa luminilor Europei, o subrutină, o colonie africană. E invers. Da. Pentru că distrugând adevăratul establishment național, poți să produci ce?
uniformizarea legilor de conduită și este foarte ușor, într-un nivel de rezistență distrus, ca să spun, nu, diminuat, să îți produci ce? Instalarea definitivă a puterii federaliste, continentalizate și globalizate. Deci, din punctul ăsta de vedere, Macron supraviețuiește prin susținerea în furci de către establishmentul încă funcțional. Reacția armată este extraordinară în Franța. Generale care au spus clar, suntem la limită. Cei care și-au dat demisiile din funcții pentru că nu acceptă această politică antinațională franceză. Același lucru se întâmplă acum în Italia. Aștept la ora actuală, pentru că Franța și Italia sunt previzibile. Două forțe sunt imprevizibile. Germania, da. Atenție, și Rusia. De când lași pământul? Toată istoria Europei a fost făcută pe catehismele imprevizibilității Kaiserului sau a țarului, dar mai ales pe ceea ce a însuflețit umanitatea, frumusețea culturii italiene și a marii prospectări în filozofia existențială a istoriei a francezilor. Și o ultimă întrebare, și cu asta încheiem, că nu mai avem timp, din păcate. În situația în care la viitoarele alegeri europarlamentare, care sunt foarte aproape, în luna mai, partidele conservatoare, așa zis populiste, uh-huh, și extremiste, așa, nu, etichetate. Etichetate. Da? Etichetate. Tot de câștigă, establishment. Bineînțeles. Câștigă 30-35%. Zicem, o țintă realistă. Poate avem surpriză să fie mai mult. Da. Ce se întâmplă la nivelul Uniunii Europene? Cât de puternic va fi șocul? Exemplul este dat, da, vă spun scurt. Exemplul este dat de consecințele Brexitului. Europa are nevoie de Europa. Europa are nevoie de europeni. Europa trebuie să se considere puternică, numai unită. E nevoie de o unitate a Europei. De aceea, în carte, dacă ați sesizat, am spus Europa națiunilor. Valoarea uriașă a Europei intră în competiție atât cu Statele Unite, cât și cu întreaga Eurasie. A ne transforma, după cum spunea Napoleon, din nou într-o mulțime de mușuraie mărunte care se ceartă între ele, extrapolând interesele strict național-naționaliste, este moartea Europei. Trebuie să rămânem în interiorul unei uniuni europene, a națiunilor respectabile, venerabil respectabile, într-un concern al dialogului continental și cu voință și aspirație continentală, salvgardând ce? Civilizația umanității. Pentru că 90% din civilizația umanității s-a produs în Europa. Nu cred că cineva are pretenția că a reprodus un Chopin, un Wagner, un Brâncuș sau un Dante în Capul Verde sau undeva în centrul Nigeriei. Umanitatea respiră, inspiră și se adapă de la marea cultură și civilizație europene, care este de factură conservator-creștină. Și care este în pericol în acest moment. Noi, ca neam românesc, acum nu-i un secret că am pus în operă acest partid, neamul românesc. Este tocmai în această idee să salvgardăm valorile neamului nostru ancestral și să-l punem în ce? În marea simfonie europeană. A renunța la Europa unită, și asta cunosc direct de la surse, nu vrea nici Marine Le Pen, nu vrea nici 400. Nimeni nu vrea. Nu. Ei vor să schimbe actualul sistem de conducere autocrat, și oligarhic, actorii, exact, autocrat, oligarhic și servitorii establishmentului în continuare. Vă mulțumesc foarte mult, a fost foarte interesant. În finalul emisiunii, cei care doriți să aprofundați ceea ce ne-a spus domnul Chelaru în această emisiune, căutați pe internet cartea domniei sale, Naționalismul și Europa Națiunilor. Citiți și subtitlul, interesant. Despre patologia civilizației europene. Căutați-o pe internet, Naționalismul și Europa Națiunilor. Iar vindecarea Europei se face numai prin revigorarea sănătoasă a națiunilor.
Așa este. Vă mai recomand o carte scoasă de curând la editura Burebista, scrisă de Adrian Iscru, Dacia și proiectele de refacere a Daciei în Antichitate, Evul Mediu și Epoca Modernă. O carte remarcabilă, vă asigur, care vă va schimba perspectiva asupra istoriei noastre. Dacia și proiectele de refacere a Daciei. Mulțumesc, toate cele bune, ne vedem peste o săptămână.